Acest Dragobete are o legendă extraordinară care ți arată comuniunea omului cu natura, pentru că omul n-ar putea viețui în afara naturii. De asta este important să manifestăm și această dragoste și iubire și respect față de natură. Dar iată ce spune o legendă mai puțin cunoscută profanilor. O legendă străveche captată din lumile subtile, în care vorbește despre timpurile în care Dochia, care se spunea că este fica lui Decebal, păștea mioarele, tânăra fecioară, pe crestele munților. Și la un moment dat, adormind pe, la malul unui lac în munte, împreună cu mioarele sale, apare o ceață densă care o atrage în mijlocul muntelui. Și acolo, dimineața, când s-a trezit, a mai simțit suav îmbrățișarea caldă și sărutul dulce pe care l-a simțit ca prin vis. După 9 luni, corpul ei se tot transforma și a dat naștere tot acolo în munte unui falnic și frumos băiat, Dragobete. Nașele și ursitoarele lui au fost primăvara, vara, toamna. Era înzestrat, așa cum ursitoarele i-au urat, cu toate calitățile, frumusețea interioară, dar și exterioară. Era adorat de fete și el umbla și colinda cu un fluier prin care se spune că vrăja fetele frumoase. Iarăși este interesant cum Dragobetele este o informație pe care un străvechi bătrân le păstra și pe care la un moment dat le-a împărtășit. Spuneau că acest Dragobete în seara de 23 se arată feciorilor și inițiază în tainele iubirii. Vezi de ce este atât de adorat atât de femei cât și de bărbați. Iarăși, continuând legenda, la un moment dat el întâlnește în munte un înțelept care îl cheamă pe o cale inițiatică în peștera sa, învățându-l toate secretele naturii, graiul păsărilor, tainele plantelor tămăduitoare, să comunice și să nu se teme de animalele sălbatice. La peste veacuri, când el s-a retras, a ales să se ducă în brațele tatălui său. De fapt, tatăl său era spiritul muntelui și se transformă din carnea tatălui într-o frumoasă plantă numită năvalnic, astăzi cunoscută sub limba cerbului, care apare. În ghilimele vrăji, nu, cu acest năvalnic, apropo de iubire, așa se spune. Vezi, nu? Că informația inițiatică, păstrând acest adevăr, da, poate să meargă și să fie folosit și în zona aceasta. Și legenda continuă creând o punte către viitor. Se spune că în mileniul 3, fetele mai poartă mileniul 3, da? Într-un săculeț de mătase această plantă la piept să fie iubite și îndrăgite. Iarăși Dochia se transformă și alege să fie alături de iubitul ei munte și cere să fie transformată în piatră, astfel încât să rămână mereu împreună cu dragul său munte. Deci năvalnicul împreună cu mama și tatăl său, da? Sunt la oaltă în conștiința neamului nostru și au rămas aceste legende. Contează foarte mult să fii cu inima și cu sufletul deschis, să pătrunzi în tainele mistice ale legendelor.